stadionul din Bănie la meciurile pe care le găzduiește acasă. Familia fostului mare fotbalist i-a acordat acest drept echipei antrenate de Laurențiu Reghecamp pentru a cinsti memoria lui Ion Oblemenco, care a făcut istorie pentru echipa Științei în anii 60 și 70. Mircea Lucescu și-a prelungit contractul cu Dinamo Kiev până în 2024. Președintele campioanei Ucrainei, Igor Surkis, a făcut anunțul ieri printr-un interviu postat pe site-ul oficial al clubului. Lucescu o antrenează pe Dinamo Kiev din vara lui 2020. Știrile orei 24 se încheie aici. La Radio România Actualități urmează emisiunea Serviciul de Noapte. În câteva momente, Maria Țughină vă invită la o discuție pe o temă fierbinte, evoluția prețurilor la gaze naturale și energie electrică. Vă așteptăm la o ediție interactivă. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țughină. Prietenii serviciului de noapte, sunt Maria Țughină și vă propun în următoarele două ore să revenim asupra unei teme pe care am abordat-o de mai multe ori în ultimul an, dar de această dată dintr-o perspectivă diferită. Ce se întâmplă pe piața energiei, de ce cresc prețurile atât de mult și care sunt soluțiile potrivite pentru a proteja consumatorii? Invitatul ediției este profesor inginer dr. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Bună seara și bine ați revenit la serviciul de noapte! Bună seara și bine v-am regăsit la serviciul de noapte. Așteptăm ca de obicei întrebările dumneavoastră la numerele de telefon 021 312 1054 sau 021 312 3644. Repet numerele de telefon 021 312 1054 sau 021 312 3644. De asemenea, ne puteți trimite mesaje prin intermediul SMS la numărul 0748 8877 66 sau pe paginile de Facebook România Actualități și Serviciul de Noapte cu Maria Țughină, acolo unde transmitem și live video. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țughină. Amenințarea facturilor străbate Europa de la un capăt la altul și nici când nu a existat o lună octombrie atât de fierbinte. Prețurile la energie cresc dramatic la nivel european. A cui este vina, ne întrebăm cu toții. Potrivit estimărilor Bruselului, aproximativ 34 de milioane de cetățeni europeni nu își pot permite să-și încălzească locuințele în mod adecvat. În acest context, specialiștii subliniază că există politici europene pentru protejarea consumatorilor vulnerabili. Există posibilitatea de a le oferi acestora condiții speciale, una dintre acestea fiind de a nu le tăia lumina pentru că nu își pot plăti facturile. Unele state membre oferă tarife speciale acestor consumatori, iar alte state creează posibilitatea înlocuirii sistemului vechi, mare consumator de energie, cu unul mai nou și mai eficient, declara recent Dennis Hessling de la Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din domeniul energiei. Și Comisia Europeană monitorizează îndeaproape evoluția prețurilor la electricitate și caută soluții pe termen lung, cum ar fi investiții în economisire energetică și în surse regenerabile, conform Euronews. La nivel individual, statele continuă să caute soluții pentru a face ca impactul scumpirilor să fie mai suportabil pentru cetățeni. Astfel, săptămâna trecută, guvernul italian a anunțat măsuri în valoare de 3,5 miliarde de euro pentru a contracara creșterea prețurilor, în condițiile în care se anticipează că luna viitoare facturile vor fi mai mari cu circa 40% pentru curentul electric și 30% pentru gazele naturale. În Marea Britanie, presa anticipează un al doilea val de scumpiri în primăvara lui 2020.
2022, subliniind că prețurile nu vor mai reveni la nivelurile precedente până în anul 2023, mai ales în contextul în care există deja companii britanice din domeniul energiei care dau faliment și Spania adoptă soluții pentru protejarea consumatorilor casnici. În România, ca la fiecare debut de sezon rece, se discută despre cât vom plăti în plus pentru utilități în această iarnă. Anunțatele scumpiri vin la doar câteva luni de la finalizarea procesului de liberalizare a pieței energiei. De acum, prețurile la gaze naturale și energia electrică sunt stabilite în mod concurențial, fără intervenția statului, în funcție de cerere și de ofertă. În ultimii 2 ani, toți consumatorii casnici, indiferent de localitatea de reședință, au avut libertatea de a-și alege furnizorul și oferta cea mai bună din punct de vedere financiar, încheiind un nou contract cu furnizorii acestor servicii în condițiile pieței concurențiale. Protejarea consumatorilor și promovarea unei piețe a energiei funcționale sunt principalele obiective ale Asociației Energie Inteligentă, obiective care par foarte dificil de atins în aceste zile și aceasta doar dacă avem în vedere îngrijorările oamenilor referitoare la anunțatele creșteri de prețuri la gaze și energie electrică în condițiile în care se apropie sezonul rece, iar consumul va crește în fiecare gospodărie. Îmi amintesc că dumneavoastră, domnule Chisăriță, vorbeați despre creșterea prețurilor încă de la începutul anului. Haideți să explicăm pe înțelesul tuturor de ce se scumpesc gazele, de ce se scumpește energia electrică și să le spunem concret cu cât au crescut prețurile, ca să înțeleagă toată lumea. Da, așa cum bine spuneați, trendul scumpirilor la gaze naturale și la energie electrică a început în fapt undeva în luna octombrie 2020. Atunci au fost primele semne ale acestei tendințe pe care o regăsim astăzi. Aprecierile noastre încă de anul trecut erau de scumpiri care le-am prognozat între 30 și 105%. Din păcate, chiar dacă aceste prognoze erau pesimiste, realitatea a depășit acest nivel, adică ne găsim în momentul de față în care avem de a face cu scumpiri până la 140% pentru gazele naturale, circa 60% pentru energia electrică și vorbesc de un vârf care l-am atins până în momentul de față, dar ceea ce este și mai îngrijorător este faptul că, așa cum arată trendurile în momentul de față, pentru următoarele 6 luni de zile sunt trenduri crescătoare și crescătoare cu un pas important. Din păcate, dacă ceea ce prognozam noi anul trecut sau la începutul acestui an, aceste prognoze se vedeau și cu niște măsuri pe măsură, astăzi ne-am fi găsit în altă parte. Dar haideți să vedem de ce au crescut totuși prețurile sau să încercăm să găsim niște explicații pentru acest fenomen. O să mă opresc prima dată pe gaze naturale. Și să spun că, din punctul nostru de vedere al Asociației Energia Inteligentă, prima cauză a creșterii prețurilor la gaze naturale, spuneam că observată încă din octombrie 2020, a fost determinată de o măsură administrativă. Gas List Program a fost o măsură administrativă introdusă în iunie 2020, prin care autoritățile române doreau ca să reducă prețul la consumatorul final. Acesta a fost scopul acestui gas list program. Gas list program era o măsură administrativă prin care producătorii nu mai aveau voie să vândă pe piață decât o anumită cantitate, respectiv 60%, 40% trebuind să fie ținută pentru a fi vândută în fiecare lună anului următor. Mai mult, acest gas list program a venit cu o măsură administrativă care spunea că producătorul trebuie să vândă la un preț cu 5% mai mic decât prețul bursei de la Vienă. Acest aspect a determinat două situații la nivelul României. Primul, gazele din România au devenit mult mai ieftine decât gazele din Viena, din Austria și în alte țări, ceea ce a determinat un export masiv al gazelor naturale în trimestrul 4-2020 și trimestrul 1-2021, datorită faptului că furnizorii obțineau un profit mai mare dacă luau gazele din România și le exportau în aceste țări, urmare a măsurii administrative introduse de autoritățile române de a da posibilitatea furnizorilor să cumpere mai ieftin în România și, bineînțeles, să facă un profit mai mare vândându-le în afară. Această situație a determinat un deficit pe piața de gaze din România, ceea ce s-a soldat cu o creștere a importurilor. Adică am vândut gaze în Q4-2020 ieftin? Relativ ieftin, mă rog, mai ieftin să zicem, cel puțin cu 5% decât era prețul normal care era în piață
și în același timp am fost nevoiți să cumpărăm gaze din import. În general, aceste gaze cumpărându-le în momentele de criză, în momentul în care nu erau suficiente gaze în România, ceea ce a presupus niște gaze mai scumpe care au fost cumpărate. Deci a fost o primă cauză. Tot acest gaz risk program, vă spuneam că obliga producătorii să vândă doar o anumită cantitate din ceea ce aveau ei disponibil, deși cererea era până la 100%, adică consumatorii casnici, consumatorii non-casnici aveau o cerere care puteau să absoarbă toată această producție existentă în România, dar gaz risk program nu permitea producătorilor să vândă toată cantitatea. Acest fapt a creat o falsă diferență între cerere și oferte. Atunci când cererea este mai mare decât oferta, în mod absolut natural, prețul crește prețul natural. Crește. Deci, iată cum acest gaz risk program a adus două importante etape de creștere a prețului. Odată că s-au făcut exporturi ieftine și importuri mai scumpe, și a doua chestiune că s-a simulat de fapt o diferență între cerere și ofertă care a determinat o creștere a prețului la gazele naturale. Deci acesta a fost, din punctul meu de vedere, începuturile creșterii prețului la gaze naturale, care, repet, era în octombrie 2020. Acest fenomen s-a accentuat pe măsura trecerii timpului, pentru că am avut de-a face cu o iarnă relativ lungă, iarna, practic, sau perioada rece s-a încheiat. Nu a fost o iarnă grea, dar a fost relativ lungă. A fost lungă, pentru că perioada rece s-a încheiat undeva în mai. În mai, așa este. Da. Și asta a făcut ca importante resurse de gaze care erau înmagazinate în depozitele de magazinare din România și numai din România, în întreaga Europă, de fapt să fie extrase. Să fie consumate, să fie utilizate. Exact, luni care de obicei nu se foloseau aceste resurse. Ele, dacă rămâneau, rămâneau pentru anul următor. Deci, practic, am avut acest consum ridicat în aprilie și mai, care a făcut ca depozitele de magazinare din toată Europa să se golească mult mai mult decât în alți ani, ceea ce a pus o presiune foarte mare în vară pe achiziția de gaze naturale pentru a reumple aceste depozite, situație care, din păcate, în multe țări, inclusiv în România, nu s-a reușit. Adică Austria, Germania chiar, România, după cum vă ziceam, n-a reușit să mai aducă nivelul depozitelor, gazelor din depozitele, la nivelul care erau în alți ani, chiar dacă s-a pompat puternic gaze în acest depozit. Această cerere mare a gazelor pentru magazinare a creat peste vară din nou un deficit important între cerere și ofertă, care a mai adăugat un motiv al scumpirii gazelor naturale, în special începând cu luna mai, iunie, iulie, august, atunci când, în mod uzual, gazele erau suficiente, dar de data aceasta, datorită dorinței de a magazina mai mult, nu s-a reușit, sau, mă rog, au apărut aceste diferențe între cerere și ofertă cu un nou motiv de creștere a prețului. A mai existat un element important care a fost determinat de schimbarea politicii Gazprom. Gazpromul, în ultimii 30 de ani, avea așa numită politica gazelor de vară. Adică ei, pe lângă contractele pe termen lung pe care le aveau pentru vânzarea gazelor naturale în toate țările din Europa, mai aveau un supliment de gaze cu care veneau vara, iar aceste gaze naturale de obicei erau mai ieftine. Acest comportament a făcut ca de fiecare dată în vară lumea să aștepte gaze mai ieftine. De data aceasta, în acest an, Gazprom n-a mai vândut gaze ieftine vara, cine a avut contract pe termen mediu sau lung, a cumpărat gaze, cine n-a avut, a cam rămas fără gaze, n-a mai beneficiat de aceste gaze de vară care, repet, 30 de ani Gazprom obișnuia să inunde Europa. Și acest aspect a determinat o creștere importantă a prețului la nivelul întregii Europe, în special cu luna iulie 2021. Un alt aspect important care ne-am confruntat anul acesta a fost schimbarea fluxurilor gazelor naturale în Balcani. Adică rutele tradiționale prin care gazele ajungeau din Rusia în Europa, s-au schimbat radical în această perioadă și multe din aceste conducte au rămas goale sau pur și simplu nu mai sunt folosite în momentul de față. România, din păcate, găsindu-se în această situație defavorabilă, ca în momentul de față din cele 6 puncte de import gaze naturale, practic noi să mai avem, sau în momentul de față să existe rezervare de capacitate, să existe un flux de curgere a gazelor dinspre import către România, doar prin Ungaria, doar prin punctul din vestul României, de lângă Arad, ceea ce a făcut ca în România, de fapt, să ajungă o cantitate mică de gaze, această cantitate fiind preconizată să fie și mai mică la iarnă.
Acest element a determinat panică în rândul furnizorilor care au constatat că nu o să avem suficiente gaze naturale la iarnă, deși au încheiat contracte de vânzare gaze naturale către consumatori casnici sau non-casnici. Nu există aceste gaze în momentul de față în piață și nu există nici puncte suficiente din punct de vedere al capacității ca aceste gaze să ajungă în România în această iarnă. Acest element a făcut ca în ultimele 2 luni de zile prețul practic să explodeze. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe Bursa Română de Mărfuri și vedem în timp real, o să vedem că practic în 2 luni de zile prețul în România s-a triplat pe gaze naturale și această situație se datorează exclusiv faptului că furnizorii au intrat în panică, că nu vor mai avea posibilitatea să-și asigure cu gaze naturale consumatorii, clienții, casnici și non-casnici pe care i-au ei în momentul de față. La toate acestea, bineînțeles, s-a adăugat și un ultim element pe care o să-l mai precizez în momentul de față. Este vorba de ceea ce înseamnă aspecte legate de speculații care au apărut la nivelul unora dintre furnizori, care au profitat, să spunem, de situația creată în momentul de față, adică de această diferență între cerere și ofertă, și și-au adăugat și ei un profit pe toată această lună. Mă scuzați un pic. Niciun fel de problemă. Profit de ocazie pentru a-i saluta pe cei care ne urmăresc și pe Facebook. Avem chiar și un mesaj de la un ascultător, dar vă las să continuați dumneavoastră această frază, după care vă și citesc mesajul ascultătorului nostru care ne urmărește pe Facebook. Da, spuneam că toate aceste elemente pe care le-am semnalat și care au apărut cumva în cascadă, unele după celelalte, au făcut ca în momentul de față prețul gazelor naturale care se tranzacționează pe burtă, deci cu care furnizorii cumpără în momentul de față gazele naturale, să atingă valori foarte mari. Dacă ne uităm astăzi, bursa a încheiat cu 380,17 lei pe megawatt, deci undeva la 76 de euro. Dar în același timp trebuie să avem în vedere că bursele europene tot astăzi au încheiat la 78 de euro, adică circa 390 de lei megawattul, iar aceste elemente arată că în continuare această criză a gazelor naturale, lipsa resurselor pentru această iarnă este una foarte importantă și foarte serioasă. Și că afectează întreaga Europa. Afectează întreaga Europa, dar în același timp trebuie să avem în vedere că întreaga Europa, mai puțin România, România este singura țară din Uniunea Europeană care nu are un contract pe termen lung pentru importul de gaze. Noi, în general, cumpărăm gaze doar atunci când ne arde, când rămânem fără gaz. Asta înseamnă că tot timpul suntem în situația de a cumpăra gazele cele mai scumpe. Să știți că vedeam săptămâna trecută o știre că, de exemplu, Ungaria iarăși a încheiat un contract cu Gazprom pentru furnizare pe termen lung de gaze la un preț preferențial. Da. Exact, vorbim de 15 ani, vorbim de Bulgaria care are un contract de 10 ani, Germania, Franța, Italia au contracte pe 15-20 de ani. Asta înseamnă că, în primul rând, se securizează această sursă, adică se bazează pe o cantitate de gaze naturale care va veni cu siguranță în țara lor. Pot și să negocieze un preț mai bun. Un preț predictibil, să spunem. Da. Adică ei știu de pe acum care va fi prețul cu care la iarnă Gazprom le va vinde gazele naturale. Noi în momentul de față avem un deficit foarte important în ceea ce privește diferența între cerere și ofertă, care spuneam că a determinat această panică și această creștere în ultimele 2 luni pentru iarna următoare, dar în continuare nu avem acoperite acele contracte pentru vârfurile de consum din iarna 2021-2022. Fapt, ceea ce probabil ne va prinde să trebuiască să achiziționăm gaze naturale la prețuri poate chiar duble față de ceea ce avem în momentul de față, ceea ce e ceva nemai văzut, nemai pomenit, adică în momentul de față vorbim de 380, să ne gândim la 500-600 de lei megawattul la iarnă, dar problema și mai mare este legată de faptul că datorită restrângerii acestor puncte de import a gazelor naturale în România de la 6 la 1 singur, există posibilitatea reală ca în iarnă la vârf de consum în zilele foarte friguroase și mai ales dacă vom avea de a face cu o iarnă grea, să nu avem efectiv gaze suficiente pentru întregul consum. Și mă gândesc că atunci când spuneți dumneavoastră despre acest lucru că în vara lui 2020 depozitele erau destul de pline, stăteam bine, aveam gaze atunci când se liberaliza piața, când oamenii trebuiau să-și aleagă furnizorii. Exista această discuție și veștile pe atunci erau optimiste, nimeni nu anticipa
această situație de acum. Vă spuneam mai devreme că avem un mesaj de la un ascultător, este vorba de domnul Ion Ioanei, care ne scrie: bună seara, nu înțelegem când astăzi trăim în revoluția secolului cu tot felul de resurse energetice, cum se poate ajunge în astfel de situații? Energia împinge de fiecare dată la atâtea scumpiri, la absolut orice alt bun. Iată, e firească această întrebare, această mirare a ascultătorului nostru, că utilizăm și avem nevoie tot timpul de gaze naturale și este oarecum nefiresc când te uiți și spuneați dumneavoastră toate marile țări europene au contracte pe termen lung de 10, de 15 ani, noi să fim într-o astfel de situație. Și e firească mirarea ascultătorului nostru. Bine, e, da, deci nu putem să nu spunem că justificată, nu doar firească, normală această abordare, dar din păcate ca absolut în orice domeniu, atunci când vezi semnele și le neglijezi sau nu vrei să le recunoști, din păcate se ajunge în această situație. Iar după cum vă ziceam, semnele acestei creșteri erau previzibile de aproape un an de zile. Cu toate acestea, nu am întreprins nimic, de fapt, nici măcar în momentul de față. Dacă e să fim foarte sinceri, noi nu avem nu avem un plan cu care să mergem înainte. Asociația noastră a propus în urmă cu mai bine de 2 luni primului ministru un plan care l-am denumit noi de măsuri de urgență energetică, în care am venit cu un set de măsuri pe care să-l adopte autoritățile române și practic să începem să pregătim această diminuare a prețului la energie și la gaze naturale. Din păcate, nu s-a luat în considerare acea propunere. Eu știți ce vă propun? Vă întrerup pentru că aș vrea să revenim la acest plan și ce s-a întâmplat cu el, dar acum avem un telefon în direct, aș lua întâi ascultătorul în direct, după care ne întoarcem și discutăm mai aplicat pe acest plan. Bună seara, domnule Dan Marian! Luna, bine v-am regăsit! Bine ați revenit! Eu mă bucur când aud pe cineva radiofonic, pentru că înseamnă sănătate. Acum, în timpul ăsta, așa se gândește la un moment dat. Referitor la subiectul care l-am deschis mai târziu, dar mi-am dat seama că este vorba despre gaz, mă doare sufletul să vă spun, dumneavoastră, mă refer ca realizatoare principală, și anume că nu aveți cunoscători de texte de cântece. Vă propun acum un text de cântec care merita la acest subiect și nu știa nimeni din jurul dumneavoastră și mă doare sufletul. Ultima strofă dintr-un cântec numit Vieții Lampagii, Păunescu și Hrușcă, sună așa: noi, artiștii fără vină, noi purtăm în mâini lumină să o dăm înapoi. Și dacă o să fie gazul și va dispărea și gazul, vom arde noi. Se cădea să fie în emisiunea asta cântecul ăsta. Încă n-am apucat să difuzăm nici măcar o melodie, dar poate cine știe dacă există în accesibilă în baza noastră de date, sunt convinsă că o vor găsi colegele mele. Este Lampagii, Ștefan Hrușcă. Da, și-au notat și vor căuta piesa, dar... Nu aveți cunoscători de texte, de tine, ca și la tema învățământ. Erau cel puțin 6-10 pe lângă Vacanța Mare și după 4 banca de la gen. Da. Mulțumesc mult de tot pentru intervenție. O să caute colegii noștri piesa, să vedem dacă reușim să o găsească. Ștefan Hrușcă, întotdeauna îl ascultăm cu plăcere la Radio România Actualități și îl difuzăm. Dacă nu, oricum avem și alte melodii pregătite. Ne întoarcem la discuția noastră. Spuneați despre planul pe care l-ați prezentat premierului. În ce ar consta acest plan și care a fost reacția? Ce s-a întâmplat? Deci planul pe care l-am propus și care presupunea să se intervină prin abordarea treptată a unor măsuri care să intre în funcțiune cumva direct proporțional cu cauzele care determină creșterea prețului, avea un set de 6 direcții principale. Aceste direcții erau ordonate direct cu cauzele care au determinat această creștere. Prima problemă, prima cauză pe care noi am identificat-o a fost faptul că cererea este mai mare decât oferta în trimestrul 4 și trimestrul 1 2021-2022 și atunci am considerat că îi se impun niște măsuri care să stimuleze
în momentul de față contractarea de gaze pentru perioada rece. Adică vedeți exact ce a făcut Ungaria, să nu stăm până când o să fie frigul pe noi și până când o să ne minunăm că nu avem gaze, ci de pe acum să încheiem niște contracte cel puțin pe termen mediu, dacă nu pe termen lung, și să ne securizăm această alimentare cu gaze naturale, să ne securizăm ceea ce înseamnă consumul pe care îl avem în perioada următoare. De asemenea, o problemă importantă este demararea unor măsuri pentru creșterea cantităților de gaze înmagazinate. Din fericire, încă avem o perioadă călduroasă, chiar dacă mâine, poimine, probabil va fi mai rece, peste o săptămână se anunță din nou temperaturi relativ ridicate. Asta ne-ar da posibilitatea ca încă câteva zile, câteva săptămâni, poate chiar o lună de zile, să mai magazinăm și să ne creștem rezerva de gaze din depozite de magazinare. Toate acestea însemnând niște elemente de echilibrare a cererii și oferte care este deficitară, spuneam, pentru trimestrul 4 și trimestrul 1 2022. Un alt aspect important pe care l-am solicitat era eliminarea acestui gaz release program, care a fost introdus în piață pentru a reduce prețul la consumatorul final și care se dovedește a fi un mare eșec. Nu doar că nu a redus prețul la consumatorul final, dar din contră l-a crescut și a creat niște dezechilibre importante, în sensul în care unii dintre participanții de piață au beneficiat de pe urma acest gaz release program, realizând profituri importante, în timp ce alții au fost deficitari. Dar cel mai important este că nu a dus ceea ce și-a propus, și anume reducerea prețului la consumatorul final. Un alt aspect important pe care l-am văzut ca și o cauză a creșterii prețului la gaze a fost faptul că în momentul de față în piață nu sunt suficiente informații. Chiar dacă există o lege care prevede că anumite instituții să vină cu informații, cel puțin la nivelul lunar, asupra prețurilor medii care se stabilesc în piață, nu există aceste informații, ceea ce determină crearea unei panici la nivelul pieței, a furnizorului, a consumatorilor, și mai mult creează o falsă informație în ceea ce privește prețul. Și vă dau un exemplu. Prețul pentru luna august pe care l-am calculat noi, prețul mediu de achiziție a gazelor pentru luna august, cu desfacere în luna august, a fost sub 100 de lei megawatt. Cu toate acestea, prețul de desfacere a gazului a fost 220-240 de lei. Dar singura informație care exista în piață în luna august, accesibilă publicului larg, era faptul că pe bursele din România, pe Bursa Română de Mărfuri în special, prețul era de 220 de lei megawatt, ceea ce a făcut ca foarte mult să contracteze acest preț, pentru că ei așa știau că acesta este prețul care este corect și care este valabil în piață. În momentul în care am avea o astfel de informații, fiecare consumator, fiecare furnizor, probabil și-ar pune mult mai multe întrebări și nu ar mai încheia atât de ușor niște contracte, astfel încât considerăm că aceste informații care să existe, să fie în timp real și realizate de cei care oricum au datele, ar fi foarte benefic. Și aici fac o precizare, deși datele există la nivel de zi, adică s-ar putea face chiar rapoarte zilnic, cu toate astea, autoritățile publică informații cu 6-7 luni, 8 luni în urmă, ceea ce, repet, denaturează anumite contracte, denaturează... Influențează anumite... piața, este evident. Exact, pentru că n-ai informații și atunci tind să te iei după niște prețuri care reprezintă doar o mică parte din piață, nu întreaga piață. Un alt aspect important pe care l-am identificat ca și cauză și pentru care am propus măsuri a fost problema legată de sărăcia energetică. Pentru că foarte, foarte mult s-a vorbit de consumatorul vulnerabil, că am dat o lege, că salvăm. Da, o să revenim asupra acestui subiect. O să revenim, dar vreau să vă zic că legea consumatorului vulnerabil se adresează unei foarte, foarte, foarte mici părți de consumatori. Se adresează doar celor care sunt într-o sărăcie energetică extremă. Se adresează doar celor care sunt cumva la marginea societății energetice, la marginea, hai să zicem, părții economice. Noi avem totuși o pătură foarte importantă de consumatori care sunt în sărăcie energetică, fără să fie consumatori vulnerabili și care nu intră sub incidența acestei legi. Și tocmai de aceea, din punctul meu de vedere, în ultimele două luni de zile a fost o falsă temă legea consumatorului vulnerabil. Nu spun că nu era necesară, dar cumva s-a prezentat această lege a consumatorului vulnerabil ca acea lege care vine și rezolvă toate problemele. Nu rezolvă toate problemele, rezolvă foarte puține probleme și noi avem o mare problemă cu sărăcia energetică. Un studiu pe care l-am realizat cu câteva luni în urmă arăta că România, baza datelor Eurostat, sărăcia energetică este de 13%, dar mai avem încă 16% sărăcie energetică ascunsă. Adică România, la nivelul prețurilor care erau înaintea acestor scumpiri, avea un nivel de sărăcie energetică de 30%.
Din calculele noastre discutăm deja în urma acestor prețuri și noi am făcut calculele în luna iulie, adică nu avem aceste scumpiri, deja aveam 42% din populația României în sărăcie energetică, probabil că astăzi cu noile prețuri acest procent este mult mai mare. Și atunci am propus o serie de măsuri de stimulare a reducerilor pierderilor de energie și creșterea eficienței energetice, care bineînțeles înseamnă termen lung. Nu putem ca aceste măsuri să le aplicăm în două zile și să rezolvăm problema. Este foarte important să începem, este foarte important ca să scoatem cât mai mulți oameni din această sărăcie energetică, astfel încât în viitor, când probabil prețurile nu vor reveni la ceea ce a fost anul trecut sau în urmă cu câțiva ani, acești oameni să poată să se descurce, să poată să ducă o viață normală, o viață decentă. Mai am încă două cauze și două măsuri după care o să putem să trecem și la alt subiect. Elemente legate de speculații. Spuneam că un aspect important care s-a întâmplat în această perioadă au fost speculațiile pe care unii furnizori le-au văzut în aceste momente, în aceste zile, în acest haos care s-a creat în momentul de față și au profitat venind cu niște adausuri comerciale importante. Noi am venit și am propus câteva măsuri aici. În primul și în primul rând, adausul comercial care îl aplică fiecare furnizor, care folosește fiecare furnizor, să fie specificat în mod clar, astfel încât oamenii să vadă cu ce adaus comercial vine fiecare furnizor. Iar în situația în care aceste adausuri comerciale determină, de fapt, să zicem, niște profituri, niște supraprofituri foarte mari, să se aplice niște impozitări progresiste, astfel încât să fie descurajate aceste aplicații, aceste speculații, iar dacă ele se întâmplă, banii cumva să se întoarcă în bugetul de stat și să fie folosiți în folosul consumatorilor. În ultimul rând, noi am semnalat încă din februarie foarte multe abordări abuzive din partea unor furnizori în piața de gaze naturale și piața de energie electrică, pe care am solicitat ca și măsură să fie controlate aceste abuzuri realizate de anumiți furnizori, să fie sancționate într-un mod drastic, pentru că ele au făcut ca, într-o foarte mare măsură, practicile care le vedem astăzi, ți semnezi un contract, să zicem, cu preț fix, necondiționat și după 2 luni, 3 luni de zile te pomenești cu o notificare de modificare a prețului. Deci tot ceea ce vedem astăzi își are rădăcina niște comportamente care au început undeva la începutul anului. Atunci câțiva furnizori au încercat să vadă dacă pățesc ceva sau nu pățesc ceva. Văzând că nu pățesc ceva, această metodă s-a extins la nivelul aproape a tuturor furnizorilor în momentul de față și se aplică practic în toată țara, aproape la nivelul oricărui contact cu oricare tip de furnizor. Cred că aceste elemente pot să fie stopate și, bineînțeles, ele înseamnă o altă măsură de reducere a prețului. Și, în ultimul rând, aspectul care este foarte important și care are o aplicabilitate imediată, reducerea fiscalității. Urmarea faptului că au existat aceste creșteri imense ale prețului la gaz, la energie electrică, la lemne, să vină energia termică, statul practic și-a dublat încasările din TVA, și-a dublat încasările din accize, din alte supraimpozite care sunt practicate în momentul de față și noi am propus ca toate aceste elemente să fie rescoase din facturi, astfel încât să existe o reducere imediată și importantă, procentuală, la nivelul tuturor facturilor. Și aici vorbesc nu doar pentru consumatorii casnici, cât și pentru consumatorii industriali, care în momentul de față se găsesc într-o situație mult, mult mai dramată decât consumatorii casnici. Mulțumesc mult pentru amplul răspuns. O să vă întreb și care a fost reacția la acest plan atât de laborios? Din păcate, în afara unor poziții publice pe marginea propunerilor noastre de măsuri, n-am avut o altă corespondență, să spunem, sau un alt dialog. S-a spus că nu o să se reducă măsurile, adică măsurile fiscale nu sunt acceptate. Mă rog, celelalte aspecte din nou au fost refuzate. GRP-ul rămâne în vigoare până în 2022, când el expiră natural, să spunem, legea îl prevede să existe până în iunie 2022. De asemenea, la sărăcia energetică s-a răspuns că s-a venit cu legea consumatorului vulnerabil. Care, repet, este cu totul și cu totul altceva. Legăturile între ele sunt foarte, foarte limitate. Din păcate, aceste aspecte care le-am propus noi și care, încă o dată, nu sunt neapărat originale
Am văzut că alte țări deja le aplică de Chiar câteva luni. era întrebarea mea, ce fac alte țări pentru a-și proteja cetățenii, pentru a-și proteja agenții economici, dar revenim imediat la chestiunea aceasta, pentru că avem un mesaj, de exemplu, de la ascultătorul nostru Costel Marcu, ne scrie pe Facebook: bună seara, doamnă, pentru atâtea scenarii pe care invitatul dumneavoastră ni le evocă, eu cred că era mai bine să le relateze celor din Parlament, știindu-se încă de anul trecut că prețul gazului și energiei va sări în aer. Atâta explicație este egală cu zero acum când iarna este foarte, foarte, foarte aproape. Un alt mesaj de la ascultătoarea noastră, Alexandra Tara, ne salută cu respect și ne urează emisiune plăcută și noi îi dorim audiție plăcută. Alte mesaje, iată, Marius Iordache ne scrie din Danemarca și ne spune: bună seara, aici în Danemarca vedem folosirea rațională a resurselor și faptul că deșeurile sunt folosite în incineratoare de foarte mare capacitate pentru a produce apa caldă menajeră, agent termic și energie electrică în sistem municipal. De asemenea, și reciclarea selectivă funcționează, pe când și în România. Reamintesc și numerele de telefon la care ne puteți suna pentru a interveni în direct: 021 312 1054 sau 021 312 3644. Iată câteva mesaje de la ascultători. Da, până la urmă sunt de acord că iarna e foarte aproape. Noi spuneam că am propus aceste măsuri în urmă cu mai bine de 2 luni. Spuneam că avem anul acesta, cred că 553 de poziții publice pe care le-am aluat și în care am venit cu precizări vis-a-vis de ceea ce e posibil să se întâmple. De asemenea, toate aceste scenarii au ajuns atât la nivelul Guvernului României, cât și la nivelul parlamentarilor. Mai mult decât atâta, nu putem să facem, suntem până la urmă o asociație non-profit care își bazează activitatea exclusiv pe voluntariat. Cam asta e limita pe care o avem noi, să propunem, să arătăm, să venim cu scenarii și cu prognoze. Mai departe, din păcate, puterea noastră se oprește aici. Vreau să vă referiți puțin și la soluțiile care sunt puse în practică în această perioadă de alte state. La ce s-au gândit? Ce au în vedere pentru a-și proteja până la urmă cetățenii și agenții economici de acest val de scumpiri? Da, deci există câteva state care au reacționat cam de 3 luni de zile, așa au început aceste reacții. Spania reprezintă un model, să spunem, din punctul ăsta de vedere la nivelul Uniunii Europene. Ei au venit cu o parte din măsurile pe care le-am propus și noi, și aici mă refer în special la fiscalitate. Au redus TVA-ul, au redus sau chiar eliminat anumite impozite, anumite accize care erau pe această zonă. Au venit cu măsuri de stimulare a sărăciei energetice sau de stimularea reducerii sărăciei energetice. Portugalia, de asemenea, a venit cu măsuri similare. Repet, vorbim de 3 luni de zile. Au fost aplicate aceste elemente și au mers progresiv. Deci au început cu un procent, s-au dus cu alt procent, deci practic au mers în tandem. Ținut cont de evoluția pieței. Exact, exact. Italia are de asemenea în momentul de față un proiect similar pe care vrea să-l pună în aplicare. Marea Britanie e o țară aparte, pentru că în Marea Britanie astfel de măsuri, în special măsurile antisărăcie energetică, sunt măsuri care se iau de peste 15 ani. Adică ei nu au așteptat neapărat au să o vină tradiție. O criză. Nu au așteptat să vină o criză peste ei. Pur și simplu au aceste măsuri și ce au făcut acum le-au accentuat. Deci pur și simplu, dacă înainte, să zicem, nivelul procentual pe care îl abordau era unul, acum au accentuat foarte mult, tocmai pentru a nu se ajunge în aceste situații de incapacitate de plată, de sărăcie energetică acută. Deci astea sunt elementele care există în momentul de față. De asemenea, Germania, vă pot spune că încă de acum 4 ani de zile prognozele și, hai să zicem, diversele scenarii care au luat în considerare arătau că există posibilitatea ca după anul 2020 să apară scumpiri de până la 50%
ale prețului la energie și gazele naturale. Deci, iată, vedem că în Europa au existat diverse măsuri, sunt diverse măsuri care sunt luate. Unele sunt similare cu ceea ce am propus și noi, unele nu sunt măsuri pentru că, de exemplu, nu știu, Spania nu are un gas release program cum avem noi, nu are această problematică legată de lipsa informațiilor și atunci, bineînțeles, noi am venit cu măsuri care să se suprapună pe cauzele care există aici specifice în României până la urmă. Exact, asta ne-am propus. Mai avem un ascultător în direct, îl salutăm pe domnul Ruslan, îi spunem bună seara, bun venit la serviciul de noapte. Bună seara dumneavoastră și invitatul dumneavoastră. Am observat că invitatul nostru este foarte documentat și aș vrea să-i pun și o întrebare, dacă poate să-mi răspundă, bineînțeles, de fapt două întrebări. Vă rog. Prima întrebare ar fi dacă Rusia, să zicem că mâine, are opri robinetul datorită celor din conducerea noastră care au de multe ori viermișori și cam îi mănâncă pe undeva, ce rezervă, cât timp va putea rezista populația țării cu gazele din rezerva de stat? Asta ar fi una din întrebări. Și a doua întrebare, de ce nu se vrea exploatarea gazului din resursele naturale din Marea Neagră și se tot amână acest proiect? Mulțumesc și eu pentru întrebări. Vă rog, domnule Chisel. Da, spuneam că, din păcate, în momentul de față, din cele 6 puncte de import, există un singur punct pe care există rezervare de capacitate pentru iarna următoare. Vorbim de importul dinspre Ungaria, adică gazele naturale care vor veni din vestul Europei. Gazele la bază sunt, sau molecula este tot moleculă rusească, doar că va trece prin 4-5 țări până va ajunge la noi. Și o a doua problemă este că vor ajunge în vestul României pe o capacitate relativ redusă de import gaze naturale și care nu poate să satisfacă. Pot să spun că la un vârf de consum care în general în România se atinge în luna februarie, ținând seama de resursele disponibile pentru anul acesta, adică făcând o simulare pe aceste resurse, într-un scenariu unei ierni grele, temperaturi sub minus 15 grade, minim 2 săptămâni, înseamnă că 40% volumic, deci 40% din volumul de gaze naturale pe care l-ar necesita România într-o astfel de zi, nu există. Asta vorbim din punct de vedere matematic. Neexistând aceste gaze, există în România niște planuri pentru măsuri, pentru situații de urgență pe piața de gaze naturale, care prevede să se realizeze întreruperea anumitor consumatori. Populația și consumatorii asimilați, aici vorbim de spitale, vorbim de creșe, vorbim de școli și așa mai departe, sunt protejate. Dar asta ar însemna ca, practic, industria, în marea ei majoritate, să fie închisă pe perioada acestei situații de criză. Deci, în cel mai pesimist scenariu pentru iarna următoare, înseamnă, repet, că 40% volumic, adică nu spun câte societăți, că e mai complicat, având în vedere că distribuția gazelor se face pe întreg teritoriul țării, gazele nu ajung în același timp în toate părțile, furnizori diferiți. Discutăm, repet, în general de tot ceea ce înseamnă industrie, că într-o astfel de situație de criză extremă, dar posibil să se întâmple, cam tot ce înseamnă industria ar trebui să fie închis. De ce nu se vrea exploatarea gazului? A doua întrebare, da, e o întrebare care și eu mi-o pun de foarte multe ori și de foarte mult timp. Dacă aceste gaze naturale s-ar fi exploatate, adică dacă ne găseam în programul care era convenit între România, între Guvernul României și societățile care au concesionat aceste zăcăminte în Marea Neagră, probabil că în momentul de față ne găseam într-o situație mult mai bună, adică discutam de cantități care deja începeau să vină din Marea Neagră către populația, către consumatorii din România. Sau scenariul la care făceam referire, cu siguranță ar fi fost mult, mult mai blând. Dar suntem în situația în care practic nu avem nimic conturat clar, exceptând o firmă, BCOG-ul, care probabil va aduce ceva gaze din Marea Neagră anul acesta, dar o cantitate mică. Cantitatea cea mai mare care s-ar fi găsit în perimetrele deținute de asocierea Exxon-OMV, practic rămân în continuare pe fundul mării și nici nu văd
dacă, să zicem, mâine s-a luat o decizie de a se investi, de a se demara această acțiune, mai repede de 5 ani de zile, 6 ani de zile, nu văd că aceste Eu gaze... Eu mă gândeam la 3 ani, deci 5-6 ani. Deci realist și ținând seama de cum merg lucrurile în România, de cum se o dau autorizațiile, de... deci eu din păcate... Până găsești forța de muncă necesară? Da, și forța de muncă și barierele care sunt foarte multe în România, deci eu nu văd aceste gaze să ajungă în România mai repede de 5-6 ani, ceea ce într-adevăr e foarte mult. Și asta înseamnă că cu ceea ce ne confruntăm în această iarnă, posibil să fie deja o chestie repetativă, adică să ne confruntăm de la an la an, mai ales că zăcămintele de gaze din onshore, deci de pe zona de uscat, se găsesc într-o fază destul de avansată de exploatare, vorbim de exploatare de peste 100 de ani. Producția noastră a scăzut în ultimii și ani. Și există o depletare naturală, deci aceste zăcăminte se găsesc într-o depletare naturală, de la an la an extragem mai puține gaze naturale. Cu costuri mai mari. Și cu costuri mai mari, dar și mai puțin cantitativ. De exemplu, o analiză pe care am făcut-o arată că în următorii 10 ani, în lipsa gazelor din Marea Neagră și în lipsa unor descoperiri importante pe zona de onshore, jumătate din gazul necesar României va trebui să fie importat. Mulțumesc. Haideți să ne oprim puțin și să ascultăm gândurile transmise de Andreea Marin în legătură cu acest subiect al scumpirilor. Uși de bie cu șela îndată, ui! Așa m-a întâmpinat în urmă cu aproape 20 de ani o colegă de cămin când m-am întors într-o duminică seara de acasă de la ei mei și am aprins, sigur, lumina în cameră. Biata ființă, nici acum nu cred că realizează ce vizionare a fost atunci, doar că motivele erau altele, se uita la un film și nu voia să fie deranjată. Astăzi închidem becul să mai tăiem din consumul de pe factură, pentru întuneric. Ce poate fi mai frumos? A, nu, 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 încă nu m-a apucat romantismul. Vă anunț eu când se va întâmpla. Mă gândeam doar că o seară cu lumina stinsă în casă, lângă motan, ar fi suficient să economisesc vreo 20-30 de lei la factura de energie. Ba chiar zic că dumnealui ar merge și puțin exploatat, ținând cont că are ochii mari și fosforescenți, perfecți pentru luminat încăperea unde mă aflu. Mai ales că ține cu casa și se dovedește un troc echitabil. Mai puțin bani la energie, mai mulți pentru mâncarea și stimulentele lui. Din când în când ne mai filează câte unul ia vreun bec. Și ne vine câte o idee năstrușnică, dar nici asta nu mai este ce a fost. Așa că ce se dovedea până acum periculos să ți-a prins paie în cap după unele discuții? Acum pare de-a dreptul falimentar. Pe persoană fizică, vorba cuiva, nu dau nume, că-l știți și singuri. Nici mi s-a aprins beculețul, în sensul că mi-a venit o idee, nu mai rentează. Se stinge tot că ne ustură la buzunar mai târziu. Iar cu aprinderea călcâielor, mai ales că sunt și două la număr, ajungem aproape în sapă de lemn. Sau pe la metrou, cântând celebrul șlagăr care începe cu mamelor din lumea întreagă. Ori dacă suntem mai orientați și mai norocoși, direct în Grand Place, la Bruxelles, en argent, messie, unde până și cerșetorii au PFA. Parol. Așa că se dă stingerea... Că așa ne-am obișnuit, se pare, ca nație și ca popor din 48, de la instaurarea comunismului în România, și la propriu și la figurat, am stat pentru întuneric. În fine, zic să nu judecăm pe departele și să calculăm la rece. Piuia, nu-i bine. Până mai ieri plăteam factura, cel puțin eu la energie, maximum 40 de lei. În septembrie mi s-a stins de-a dreptul lumina și am trecut pe bulgari, direct la Lecanoci de Ța, când am văzut cât am de achitat. 125 de lei! De 3 ori mai mult, domnule! A crescut într-o lună cât alții în 3. Ca făt frumos, aș completa eu aici, din lacrimă. Dar ce, domnule, poleită cu aur? Și totuși, dacă ne gândim cum s-a descoperit electricitatea, trecem pe rând prin Amper, Faraday, Maxwell, Edison și câți și mai câți. Și deci, am ajuns greu la lumină ca umanitate. Cum s-ar spune, s-a lăsat scumpă la vedere. Și cât de scumpă, mai ales în 2021. No, dar soluția e clară pentru mine. De acum încolo, culcatul se va produce odată cu găinile. Laptopul se va încărca la dinam, iar frigiderul se scoate din priză, că oricum vine iarna și va fi suficient de frig în case. În caz contrar, se poate deschide geamul de la balcon și ușa de la intrare și s-a făcut deja curent, gratis. Propun și un hashtag, că tot e la modă. Închide lumina, că nu ești la Versailles. Prea elitistă, nu? Da? Și oricum, pe vremuri, de pildă la curtea regelui Soare se foloseau lumânări, ba chiar și cu 100 de ani mai târziu, la Veneția, de exemplu, că de aia cred eu că până și bietul Casanova nimerea în fiecare seară alt atac.
Nu le mai dibuia pe întuneric, doar cu o lumânărică aprinsă în mâini. Ce să vadă bietul de el? Și l-ați făcut erou. Hai că marș și gazul povestind despre electricitate până acum. Apropo, cât costă gazul? Mai bine mă duceam la o prietenă în vizită care mi-a promis must și niște struguri și nu mai țineam atât de mult becul aprins ca să scriu despre cum mi-am petrecut eu prima factură crescută la curent electric. Sau cum v-ați petrecut-o voi? Un zâmbet amar semnat pentru serviciul de noapte, Andreea Marin. Am zâmbit, dar un pic amar, pentru că e adevărat ce a spus acolo. Da, e pur adevăr, chiar dacă spus într-un mod satiric, să spunem, dar da, asta e, lucrurile au evoluat și nu și-au atins încă apogeul, trebuie să reținem acest aspect. De asemenea, este un element pe care trebuie să-l spunem foarte clar. Chiar dacă măsurile de eficiență energetică sunt măsuri care pot să determine o reducere a facturii, ele nu se fac peste noapte, nu se fac în criză, nu se fac în momentul în care, hai să spunem, haosul bate la ușă. Sunt elemente care trebuie gândite, care presupune o anumită sumă de bani pe care trebuie să o aloci pentru aceste măsuri. Deci ele sunt necesare, sunt posibile în România. România risipa este ridicată, dar nu trebuie să confundăm risipa cu reducerea, să mă rog, cu închiderea becului. Este un element foarte important, suntem totuși în secolul 21, trebuie să ne bazăm și să ne dorim un nivel de confort și un element de civilizație în viețile noastre și ca atare nu trebuie să confundăm stingerea becului cu înlocuirea unui bec cu, să zicem, o eficiență mai ridicată. Mulțumesc mult pentru această completare. Mai avem doar câteva minute până la știrile orei 1, când sigur după aceea vom reveni în direct. Vă reamintesc, dragi ascultători, că discutăm despre creșterea prețurilor la gaze naturale și energie. Cu invitatul ediției este vorba de profesor inginer dr. Dumitru Chisăriță, președintele Asociației Energie Inteligentă. Revenim în direct după știrile orei 1. Până atunci reamintesc numerele de telefon la care așteptăm întrebările dumneavoastră: 021 312 1054 sau 021 312 3644. Totodată ne puteți trimite mesaje prin SMS la 0748 887766 sau pe paginile de Facebook Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină și România Actualități. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Thank you.
sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, ca o să-mi crească aripi ascuțite până la nori, ca ai să te ascunzi într-un ochi străin și el o să se închidă cu frunză de pelin. Și atunci mă apropii de pietre și ta, iau cuvintele și le legă mare, șuie luna și-o lăsa și-o prefa într-o dragoste mare. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1. Bună seara, sunt Dan Georgescu. Ascultați știri. Platforma RoVaccinare permite din această noapte programarea celor care doresc să se vaccineze cu doza a treia împotriva COVID-19. Astfel, începând de astăzi, se poate administra doza de rapel numai cu unul dintre vaccinurile produse de companiile Pfizer-BioNTech sau Moderna în centrele care administrează aceste două tipuri de ser. Cei interesați se pot programa prin intermediul Platformei Naționale de Vaccinare sau se pot prezenta direct în centrele de imunizare. Potrivit unui comunicat al Centrului Național de Coordonare a Vaccinării, persoanele eligibile trebuie să aibă administrate primele doze de vaccin și să aibă 6 luni de la a doua doză. Doza de rapel se va efectua numai cu vaccinurile pe bază de ARN mesager, indiferent de schema inițială. Persoanele vaccinate cu serul de la Johnson & Johnson nu sunt eligibile deocamdată pentru administrarea dozei de rapel. Senatul a adoptat ieri ca primă cameră sesizată proiectul de lege care prevede posibilitatea ca persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare să poată continua activitatea la cerere până la îndeplinirea vârstei de 70 de ani, dar, potrivit unui amendament adoptat de Comisia pentru Muncă, numai cu acordul anual al unității angajatoare. Secretarul de stat din Ministerul Muncii, Cătălin Boboc, a declarat că instituția pe care o reprezintă nu susține acest amendament. Acordul angajatorului atunci când o persoană dorește să-și continue activitatea, considerăm că poate fi folosit de multe ori în mod abuziv, iar acesta nu trebuie să fie un mijloc de a scăpa de un angajat. Președintele Comisiei pentru Muncă, senatorul USR Plus Ștefan Pălărie, a explicat de ce s-a propus amendamentul respectiv. Prin discuții cu actorii sociali, am considerat că este un element extrem de important ca această prelungire a activității profesionale să se întâmple cu acordul ambelor părți. Din acest motiv am introdus această sintagmă să se poată face la cererea angajatului, dar cu acordul anual al angajatorului. Documentul va fi înaintat Camerei Deputaților, care este foarte decizional în acest caz, ne-a transmis reporterul nostru Alina Stănuță. Deputații PSD din Comisiile de Apărare și Sănătate i-au chemat din nou la audieri în Parlament pe șefii Direcției Generale a Poliției Municipiului București și a Direcției de Sănătate Publică. Acestora li se solicită explicații despre legalitatea avizării Congresului PNL, modul în care au fost raportate testele COVID-19 pozitive din capitală în perioada premergătoare Congresului și despre dubla măsură în sancționarea încălcărilor restricțiilor de la această întrunire politică. PSD a susținut că atitudinea de obstrucționare în aflarea adevărului reprezintă un abuz de putere care încalcă în mod grav principiul colaborării loiale între instituțiile statului. O navă maritimă de pasageri cu peste 150 de persoane la bord a acostat în portul Constanța, fiind prima escală a unei astfel de nave după aproape 2 ani. Potrivit unui comunicat al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, nava Sea Dream 2 sub pavilion Bahamas vine de la Burgas din Bulgaria într-o croazieră de 12 zile care a debutat la Atena și se va încheia la Istanbul. După escala din portul Constanța, nava se va îndrepta către portul Odessa din Ucraina. Datele meteo, astăzi vremea va fi predominant închisă și răcoroasă. Va ploua în Banat, Oltenia și Transilvania, dar și pe arii restrânse din celelalte regiuni. Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între 13 și 22 de grade, cu 17 grade în capitală. Acum, la București, sunt 16 grade.
știri din sport acum cu Ciprian Bolan. Bun găsit! Universitatea Craiova a făcut instrucție ieri cu Dinamo în Liga 1 de fotbal, scor 5-0, în primul meci al Câinilor Roșii fără Dario Bonetti pe bancă. Chiar și cu această victorie, Craiova rămâne în continuare în zona de play-out cu 16 puncte pe locul 7 după 10 etape. Tot ieri, Gazmetan, Mediaș și Șepși Sfântul Gheorghe au făcut egal 0-0. Mircea Lucescu și-a prelungit contractul cu Dinamo Kiev până în 2024, președintele campioanei Ucrainei, Igor Surkis, a făcut anunțul ieri printr-un interviu postat pe site-ul oficial al clubului. Lucescu o antrenează pe Dinamo Kiev din vara lui 2020. Cu el pe bancă, Dinamo a revenit în grupele Champions League și a câștigat 3 trofee sezonul trecut. Ieri, în ziua în care a împlinit 30 de ani, Simona Halep și-a găsit un nou antrenor, cel puțin pentru perioada următoare. Halep va colabora cu Adrian Marcu, cu care a lucrat și în 2013. Decizia vine după ce tenismena a renunțat săptămâna trecută la antrenorul australian Darren Cahill după o colaborare de 6 ani. Simona va juca luna viitoare la turneul de Masters de la Indian Wells. Știrile orei 1 se încheie aici la Radio România Actualități. Continuă emisiunea Serviciul de Noapte. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Am revenit în direct cu invitatul ediției, profesor inginer dr. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Subiectul fierbinte al nopții, cât vom plăti în această iarnă pentru gaze, electricitate și energia termică. Am discutat în prima oră despre cauzele acestor creșteri de prețuri, despre contextul european și despre soluțiile pe care autoritățile le au în vedere pentru perioada următoare. Totuși, ceea ce se întâmplă în domeniul energiei trebuie privit într-un context mai larg. Săptămâna trecută a fost invitat în studio analistul Iulian Chifu, care ne-a povestit despre interesul Federației Ruse de a pune presiune pe Uniunea Europeană în vederea inaugurării cât mai rapide a gazoductului Nord Stream 2, care va crea o nouă rută directă Rusia-Germania prin Marea Baltică, ocolind astfel Ucraina. Iulian Chifu vorbea chiar despre subminarea securității energetice europene de către Federația Rusă. Împărtășiți această opinie? Există astfel de tendințe vizibile, deci e o chestiune care practic se poate vedea destul de bine și de simplu, doar că, așa cum am mai spus și în alte intervenții sau chiar am publicat anumite materiale, nu cred că punerea în funcțiune a acestei conducte Nord Stream 2, ca și a conductei din sudul Europei, Balkan Stream, o să ne afecteze în bine în ceea ce ne privește. Adică, practic, faptul că noi am rămas fără principalele puncte de import ale gazelor naturale via Ucraina, fac ca toate aceste gaze naturale să ajungă în zona de vest a României, o zonă care este limitativă din punct de vedere tehnic. Adică gazele, chiar dacă ajung acolo, nu reușesc să ajungă în România în cantități suficiente. În același timp, gazele care o să ajungă acolo vor fi mai scumpe decât gazele care veneau prin Ucraina și datorită simplului fapt că trebuie să traverseze 3, 4, 5 țări ca să ajungă în România, spre deosebire de un singur tranzit care se făcea prin Ucraina înainte. Deci, dacă această teorie este o teorie care este valabilă și care, într-adevăr, poate să aducă niște beneficii pentru țările Europei Centrale, Europei de Vest, respectiv, dacă vorbim Balkan Stream, pentru zona sudică, sud-estică a Europei, nu cred că pentru România aceste două noi trasee, dacă se vor pune în funcțiune, vor crea niște elemente semnificative sub nicio formă în ceea ce privește fluxul de gaze și nici din punct de vedere al prețului gazelor naturale. Sunt elemente care, repet, se întâmplă, dar din păcate România, din punctul meu de vedere, a fost scoasă din acest joc cu mulți ani în urmă și trebuie să-și găsească altfel de avantaje din acest punct de vedere și în primul rând să recunoască că suntem și vom fi dependenți de gazul de import și deocamdată gazul de import pentru noi înseamnă gazul rusesc, tocmai pentru aceea trebuie să procedăm în consecință
și să acceptăm această situație în care ne găsim. Această situație de dependență. Mai avem un ascultător în direct, este vorba de domnul Virgil, care este la volan. Conduceți cu prudență. Bună dimineața, bine ați venit la România Actualități, vă ascultăm. Bună dimineața, nu știu dacă mă auziți bine. Vă auzim foarte bine. Vă salut și pe dumneavoastră și invitatul emisiunii, care explică atât de bine problema în care am ajuns atât în țară cât și în Europa. Și întrebarea mea este simplă și cred că în acest moment e întrebarea multor persoane, dacă așa cum de un an sau poate chiar mai mult populația a fost sfătuită de către operatorii de energie să treacă în piața concurențială și să nu mai rămâne pe piața reglementată în ideea că vor scădea costurile, întrebarea este dacă nu cumva era mai bine să rămână pe piața reglementată decât pe piața concurențială, unde prețurile sunt cât de cât plafonate. Și a doua întrebare este, înțeleg că se vorbește de măsuri de a compensa aceste creșteri de prețuri, lucru care va muta efortul financiar pe guvern sau, mă rog, pe entitățile administrative care vor acorda aceste măsuri compensatorii. Asta e întrebarea. Mulțumesc mult de tot. Cele două întrebări, de fapt. Le-am reținut pe amândouă. Vă mulțumim mult, domnule Virgil, pentru intervenție. În continuare să aveți drumuri bune. Mulțumim că ne-ați sunat la Radio România Actualități. Da, am văzut și pe site că apare o întrebare apropo de piața liberă și faptul că ceea ce avem în momentul de față se datorează piaței libere, este o abordare necorespunzătoare. Deci, practic, nu piața liberă face ca prețul să crească sau să scadă, prețul crește sau scade datorită unor cauze. Și cauzele am încercat să le expun cât se poate de detaliat, așa cum am reușit noi să le identificăm. Deci, practic, faptul că s-a liberalizat piața în România nu a făcut decât să scoată la suprafață toate elementele care erau ascunse, dosite în ceea ce privește modul de funcționare netransparent și, practic, toate aceste elemente care, practic, existau și înainte, dar repede erau ascunse, în momentul de față s-au produs efectul. Bineînțeles, suprafăcut. Întrebarea concretă a ascultătorului era dacă nu ar fi fost mai bine să fi rămas pe tariful universal, care era cât de cât subvenționat, plafonat, deci în contrapartidă ceva. Cu tariful acesta concurențial. Ar fi fost mai avantajos, deci, pentru oameni să rămână pe tariful vechi? Deci, încă o dată, nu mai există. Deci, practic, începând cu 1 iulie 2021, nu mai există tarife care să fie reglementate. Tariful de serviciu universal, care mai există exclusiv pe energie electrică, pe gaze naturale, absolut toată lumea este în piața concurențială. Absolut toată lumea este în piața concurențială. Și atunci, pentru acest tarif de serviciu universal, care este pe piața de energie electrică, la el există doar o mânare. Deci, practic, serviciul universal nu este subvenționat, nu este plafonat, nu este reglementat, nu este nimic. Doar că în serviciu universal prețul se stabilește pe o perioadă de 6 luni de zile. E adevărat, în momentul de față, prețul în serviciu universal este mai mic decât prețul în piața concurențială. Dar la 1 ianuarie 2022 se va produce o corecție, iar corecția va fi mult, mult mai mare decât cea care există astăzi în piața concurențială. Ce se întâmplă însă cu cei care au încheiat contracte de furnizare a unor servicii la un preț pe o perioadă de un an de zile sau de 2 ani de zile? Aici e o problemă. Depinde foarte mult de cum s-au încheiat aceste contracte. Și o să fac o trimitere către piața de gaze naturale, unde vă spuneam că la 1 iulie, datorită legislației care a fost, sau modului în care a fost realizată legislația în România, absolut toți consumatorii au fost trecuți în piața concurențială, la nivelul contractului sau formei contractului și a prețului pe care o dorea furnizorul. Așa a fost făcută legea în România, să nu dea dreptul consumatorului decât dacă are o inițiativă să-și facă un contract. Altfel, pur și simplu, 3 milioane de consumatori peste noapte au ajuns în piața concurențială pe un contract pe care nu l-au semnat,
pe niște clauze despre care nu au știut că ele există sau că au apărut. Repet, așa s-a făcut legea, așa s-a gândit în România această construcție. Și atunci foarte multe din aceste contracte care le-au făcut furnizorii au stabilit, să zicem, acea noțiune de preț fix, dar condiționat. Adică prețul era fix, dar prețul ăsta fix condiționat în funcție de anumite elemente, de evoluțiile prețurilor pe burse, de cursul valutare, de diverse aspecte. Un preț fix care este condițional, el este fix atâta timp cât acele condiții care sunt stabilite nu se schimbă. Nu se schimbă. În momentul în care se schimbă condițiile, nu mai este preț fix, pentru că schimbându-se condițiile, automat va fi altceva. Un preț care, mă rog, rămâne de obicei, sau mă rog, multe dintre contracte, rămânea tot la latitudinea furnizorului să stabilească nouă ofertă. Încă o dată, așa a fost construcția făcută de legiuitorul din România. Dacă această construcție era făcută așa cum era normal, să se semneze un contract între două persoane prin semnătură holografă și așa mai departe, probabil că nu asistam la atât de multe situații în care consumatorii să se găsească în poștă, să găsească în poștă astfel de notificări. Dar încă o dată, dacă așa au hotărât legiuitorul, asta s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat. Cauza este determinată de modul absurd în care s-a construit această legislație. Pentru că furnizorul, până la urmă, el ce era să facă? A profitat de o situație care s-a servit pe tavă. Nu ar fi trebuit să profite, dar asta înseamnă că, sigur, la următoarea perioadă de negociere, de încheiere a unui nou contract, fiecare dintre noi va citi cu maximă atenție contractul propus și clauzele, pentru că știți cum e, dacă prima dată mă păcălește, înseamnă că sunt eu. Doamne, 3 milioane nici nu puteau să citească. Așa pentru este. Încă o dată, prin efectul legii, ei practic s-au trezit că au semnat prin efectul legii acel contract, mă rog, cu ghilimele de rigoare. Pentru că ei nu l-au semnat. Cea de-a doua întrebare a ascultătorului nostru, referitoare la măsurile de compensare a creșterilor de prețuri, în primul și dacă vor avea efect... O corecție. Deci nu există măsuri de compensare, este doar subvenții. Compensare este doar o modalitate de a pune în practică acea subvenție. Deci noi discutăm de o subvenționare care se discută în momentul de față. Această subvenționare se dorește a fi realizată pentru un anumit tip de consum, atât pe energie electrică cât și pe gaze naturale, adică nu pentru toți consumatorii. Între 30 și 200 dacă vorbim de energie electrică, da, corect. Și practic o parte din această energie electrică nu o va plăti consumatorul, practic se va subvenționa de către stat prin această metodă a compensării care va exista. Deocamdată este un proiect de lege, este un proiect înțeleg care... că se dorește un mecanism simplu care să fie ușor accesibil tuturor consumatorilor. În principiu așa este, dar este încă un proiect care are încă multe întrebări la care trebuie să se răspundă și ca atare încă nu avem nicio perspectivă, nici dacă va rămâne așa, nici de când va intra în vigoare, deci încă sunt niște elemente. Aspectele astea al subvenționării, deși el este un element pe care trebuie să luăm în considerare, trebuie să avem în vedere că el creionează două comportamente negative. Unul la nivelul consumatorului, pentru că dacă apar aceste subvenționări, în mod normal, un consumator nu mai are de ce să caute să-și schimbe furnizor, să caute o ofertă mai bună, pentru că rămâne în mintea lui că oricum o să vină cineva să-l ajute atunci când va fi la naghe. Va fi statul cel care îl va ajuta. Da, dar se obișnuiește cu treaba asta și atunci nu mai are acea tendință naturală să meargă să caute o ofertă mai bună. A doua problemă este la nivelul furnizorului. Ați văzut, după ce s-a anunțat subvenția, deja sunt furnizori de gaze naturale la consumatorii casnici care au anunțat că o să crească prețul. Astfel încât, dacă, să zicem, se dă 25% subvenție și au anumit furnizorul a anunțat creșteri de prețuri de 50%, practic se ajunge în situația în care nu facem nimic prin această subvenție decât să băgăm niște bani în plus în buzunarul furnizorului. Care au mai fost ajutați în cadrul procesului de liberalizare de câteva ori. Deci de aia zic că subvențiile astea trebuie văzute cu foarte mare atenție. Rămânem cu privirea la subvenții, dar și la semnalul pe care îl trăgea ascultătorul nostru, pentru că era foarte interesant. Aceste măsuri de compensare, aceste subvenții au un efect financiar asupra guvernului. De fapt, cred că avea în vedere faptul că au un impact negativ pe bugetul României, când a spus. Deci, de fapt, aceasta avea în vedere ascultătorul nostru.
Deci, absolut, până la urmă, subvenția respectivă înseamnă că se vor lua bani din alte proiecte, din alte investiții, din alte, să zicem, din alte surse care trebuiau să aibă alte scopuri. Păcate, asta înseamnă într-un final, dar ce este rău că, într-o mare măsură, astfel de subvenții, practic, nu s-ar putea să nu ajute neapărat la o diminuare reală, pentru că dacă, repet, furnizorul scumpește cu 50%, degeaba primești 25% de subvenție, pentru că mai rămân încă 25% în plus. Și să nu-l ajute neapărat pe consumator în mod direct. Exact, dar în schimb creează niște venituri suplimentare la nivelul furnizorului. Și atunci trebuie tratate cu mare atenție. În același timp vreau să mai spun la de plafonare. Deci se vorbește foarte mult că țări au plafonat. Nu există plafonare care să se fi făcut în absolut nicio țară din Europa. Și, de fapt, această abordare a plafonării este una foarte dificilă. Pentru că unde plafonezi prețul? Îl plafonezi la consumatorul, îl plafonezi la furnizorul final, deci cel care îl vinde la consumatorul final. Dacă fac treaba asta, gândiți-vă că vă spuneam că la vârf de consum trebuie să importăm 40% din gazele din afară, să le aducem din afară României. Păi nu o să, cel care vine și ne vinde gazele, să zicem, Gazpromul sau Molul sau oricare, nu o să accepte plafonarea. Nu să țină seama de treaba asta. Și ce o să facă? Furnizorul nu o să mai cumpere 40% pentru că are prețul plafonat de vânzare? Bun, îl plafonăm, să spunem, la producător, cum am făcut prin ordonanță 114. Am plafonat la producător, dar prețul de vânzare final a crescut. Deci, deși am plafonat prețul la producător, furnizorul cumpăreau la un preț mai mic, prețul de vânzare a crescut. Și vă dau o informație, de exemplu, în momentul de față, încă nu s-a atins nivelul de preț care a existat în timpul ordonanței 114, acelei plafonări celebre. Deci încă n-am atins nivelul din anii 2018-2019. Deci gândiți-vă dacă o să plafonăm, cam unde este posibil să ajungă acest preț. Deci această plafonare trebuie foarte, foarte atent abordată, pentru că riscăm să nu ajungă în beneficiul consumatorului. La fel ca și subvenția. Să nu fie decât o metodă de a umfla buzunarele unor furnizori. Mulțumesc mult pentru răspunsul acordat. Mai avem un ascultător în direct. Îi cerem scuze că l-am lăsat să aștepte atât de mult pe fir, dar sunt necesare aceste explicații pentru ca oamenii să înțeleagă ceea ce se întâmplă în acest moment pe piața energiei, ce se întâmplă cu prețurile la gaze și energie electrică. Bună dimineața, domnule Cornel Duțu! Bună dimineața, doamna, îmi permis să mă plec în fața domnilor voastre să vă felicit pentru această emisiune extraordinară, dar în același timp să rămân puțin consternat la telefon. Consternat de ce? Probabil că o să vă întrebați. Pentru că rămân consternat de răspunsurile invitatului dumneavoastră. Răspunsuri care pentru mine sunt doar niște scuze. Și am să mă opresc aici, să încep și eu cu întrebările. În primul rând, aș vrea să știu și eu un singur lucru. Ce înseamnă liberalizare în viziunea domniei sale? Înseamnă hoție, înseamnă înșelăciune, pentru că ceea ce statul face și ceea ce permite este un furt din buzunarul cetățeanului. Deci, ți se trimit niște notificări, se încheie un contract între tine ca și consumator și beneficiarul care îți servește serviciu. Ori din momentul în care acel contract este încheiat între mine ca consumator și tu îmi trimiți mie o factură de două ori mărită din momentul în care eu am semnat un contract, cum se numește aceasta? Nu cumva se încadrează în codul de procedură penală înșelăciune? Furt? Aș dori să mai întreb pe invitatul dumneavoastră. Bun. Îi apreciez profesionalismul. Extraordinar. Nu este culpa domniei sale. Dânsul a spus de legiuitor. Nu vă supărați. Cred că au dormit în momentul în care au făcut un asemenea lucru. Nu vă supărați, păi vreau să știu și un aspect. În momentul în care faci o liberalizare a prețurilor, deci deschizi piața. Păi nu deschizi piața ca să fii furat. Deschizi piața, în primul rând,
instituțiile statului pe care le ai să supravegheze piața și nu să-și îndoapă ei buzunarele. Despre asta vorbim. Păi vorbim despre o situație mondială. Păi în acea situație mondială despre care noi tot vorbim și tocăm românul, așa, deci aceia găsesc soluții. La noi se găsesc numai vorbe. Păi scuzați-mă, de unde se dau niște compensații? De unde se dau niște bani unor persoane vulnerabile? Când bugetul este secătuit, când de fapt noi ca și consumatori suntem furați pe față, suntem înșelați. De cine? De către legiuitor, de către stat. Despre asta vorbim, doamnă. Mulțumesc mult despre pentru... Despre asta vorbim. Asta este realitatea. Adică trebuie să deschidem ochii și să spunem oamenilor, băi oameni buni, de aici până aici ne este drumul. De aici și până aici totul s-a distrus. Iar de aici și până aici voi trebuie să plătiți, pentru că nu există resurse. Nu trebuie să venim să facem fantasmagogii și să îmbătăm consumatorii că le dăm luna de pe cer, că le dăm ceva dintr-un buget secătuit în care suntem furați pe față, doamnă. Mulțumesc mult pentru intervenție. Haideți să ascultăm și răspunsul domnului Dumitru Chisăliță. Da, mă rog, această egalitate între liberalizare și furt, din păcate, o regăsim în multe situații și spuneam că noi am sesizat încă din la începutul anului multe situații pe care le-am întâlnit sau ne-au fost sesizate. În același timp, liberalizarea, spuneam că nu liberalizarea crește sau scade prețul, dar o liberalizare care este făcută și nu este pregătită corespunzător și mai ales nu ai niște instituții care de control, să fie, care să intervină. Să fie câinele de pază al ceea ce înseamnă aceste liberalizări, într-adevăr, este doar o mare dezamăgire. Spuneam exact această chestiune acum 8 ani de zile când s-a început liberalizarea. Haideți să o facem cu instituții puternice de protecție a consumatorilor, de măsuri anticoncurențiale, de reglementări corespunzătoare, de soluționare alternativă a litigiilor, de o pregătire și o diseminare corespunzătoare a consumatorului final. Cineva care să reprezinte interesele consumatorului, pentru că este evident că nu pot oamenii simpli, oamenii obișnuiți să înțeleagă toate noțiunile dintr-un contract care este scris cu litere aproape invizibile. Trebuie să-l citești cu lupa. Da, deci repet, asta o spuneam acum 8 ani de zile, că dacă nu va fi doar o mare dezamăgire. Din păcate, în general, s-au urmărit doar anumite aspecte din ceea ce a însemnat acel plan de liberalizare a pieței de energie și gaze naturale, care a fost demarat în urmă cu 10 ani de zile și care, de fapt, avea 5 direcții principale. O direcție era într-adevăr de reglementarea prețului. O altă direcție importantă, o altă anexă a memorandumului era legată de diseminarea informațiilor și erau 55 de programe naționale de diseminare, de învățare a consumatorilor ce înseamnă cu bune și rele această liberalizare. Exista obligația realizării acestei legi a consumatorului vulnerabil, discutăm acum 10 ani de zile. Exista obligația realizării unui sistem de soluționare alternativă a litigiilor. Pentru că noi, în momentul de față, noi nu avem o entitate căreia să ne plângem. Deci orice problemă care ne apare în timpul derulării contractului, nu putem să o rezolvăm real decât în instanță. Degeaba ne plângem ANR-ului, degeaba ne plângem ANPC-ului, ANPC-ul doar poate să constate că o firmă a încălcat legislația în vigoare, dar nu poate să ne medieze nouă conflictul cu furnizorul. Singura posibilitate astăzi este să mergem în instanță, deși acum 10 ani de zile s-a gândit să se realizeze o entitate pentru soluționarea alternativă a litigiilor și care trebuia într-adevăr să medieze orice conflict apare între furnizor și consumatorul său. Vedeți, toate aceste direcții care au fost date acum 10 ani de zile au fost neglijate cu excepția de reglementării prețului. Adică singura chestiune care a contat în permanență a fost această situație, cum creștem prețul la gaze și la energie electrică, mai puțin celelalte elemente care nu au prezentat interes și care nu s-au făcut, de fapt, nici până în momentul de față, mă rog, legea consumatorului vulnerabil o avem de câteva zile doar,
dar celelalte nu s-au atacat absolut deloc. Deci, din păcate, e normal să existe astfel de situații. Sunt foarte multe elemente, foarte multe situații în care chiar putem să discutăm de încălcarea legislației, așa cum există și situații în care problema, de fapt, e de natură comercială. În contract, și spuneam de acele contracte care au venit prin efectul legii, existau aceste clauze și furnizorii astăzi acționează în baza contractului care este perfect legal. În ceea ce privește soluțiile, spuneam că noi am venit și în momentul de față cu acest plan pentru situații de urgență energetică, dar și în trecut am încercat să venim cu diverse soluții, să propunem diverse soluții. Din păcate, multe dintre ele n-au fost luate în considerare și au creat unele din aspectele cu care ne confruntăm astăzi. Mulțumesc pentru răspunsul oferit ascultătorului nostru. Mai avem un ascultător în direct, reamintesc și numerele de telefon la care încă ne mai puteți suna. Mai avem 30 de minute din această ediție, 021-312-1054 sau 021-312-3644. Bună dimineața, domnule Corneliu, ne-ați sunat tocmai din Arad. Bună dimineața, da. Vă ascultăm. Ce întrebări aveți pentru invitatul nopții? Este vorba de domnul profesor inginer dr. Dumitru Chisăliță. Da. Păi, întrebări concrete nu am să pun, doar că vreau să confirm cele afirmate de antevorbitorul meu, referitor la mafia care domnește în România. Deci, nu se poate. Deci, anul trecut, foarte mulți furnizori de gaze, respectiv niște comercianți care nu au obiectiv decât să-și facă un avantaj material din revânzarea gazului. Să exporte o cantitate enormă de gaz, având în vedere conflictul care există între Rusia și beneficiarii din Europa. Ori această vânzare a fost făcută fără ca niciun aparat de control sau de avizare a statului să intervină, să oprească acest export de gaz, lăsând populația din țară fără acoperire. La fel, nu știu care din ANRE-ul ar fi avut obligația încă de acum 2 ani, probabil, să anunțe, fiți atenți, că s-ar putea să ajungem în situația să nu avem gaz. Organizațiile de protecție a consumatorilor nu au făcut nimic. Organizațiile de sau instituțiile de urmărire a criminalității organizate n-au făcut nimic. Deci, este un tun organizat de stat pentru a ajuta. Aș vrea invitatul dumneavoastră să ne spună cine sunt furnizorii, de fapt. Să-mi dea câteva exemple. Cine sunt patronii? Ce relații au acești patroni cu membrii Parlamentului, cu membrii Guvernului? Fiindcă se știe foarte bine că sunt vreo 14 sau 16 firme care vând gaz, la care sunt proprietari oameni care au fost în funcții de conducere în guverne, în ministere, și aceștia sunt cei care profită. Ori corupția în această situație e clară. Deci, avizele de export s-au obținut fără nicio problemă de la oameni care au beneficiat, bineînțeles, de o mică atenție. Mulțumesc mult pentru intervenție. Haideți să vedem. Da. Haideți să vedem răspunsul domnului Chisăliță. Aici ar trebui să insistați și dumneavoastră, okay, ca organ de difuzare și de informare a publicului. Haideți să vedem ce răspuns are domnul Chisăliță. În primul și în primul rând, spuneam, de export a fost cauzat de acea lege care a apărut în România și care a făcut ca gazul din România să fie mai ieftin anul trecut și în primăvara acestui an decât gazul de pe... Ar fi putut cineva să controleze această vânzare? Există mecanisme de intervenție, de limitare? Deci, de ce să controlezi dacă tu determini să faci acest export? Adică
Noi, ca și stat, am hotărât ca prețul să fie mai mic decât prețul din alte țări, ceea ce, practic, a determinat furnizorii să profite de această legislație care s-a făcut în România. Deci furnizorii, până la urmă, sunt niște societăți comerciale care asta fac, fac profit. Și în momentul în care legea pe care ai făcut-o le dă lor avantajul ăsta, bineînțeles că ei o să profite și o să facă de fiecare dată la fel, nu o să facă niciodată altfel. Nu există, deci libera circulație a mărfurilor în Uniunea Europeană este garantată prin tratatele europene. Legislația românească, de asemenea, garantează vânzarea în orice parte din România sau din Europa a gazelor naturale. Repet, problema nu este că au vândut ei, problema este că printr-o lege s-a creat acest mecanism să se vândă gazul natural prin scăderea artificială a prețului gazelor naturale cumpărate din România față de piața europeană. În ceea ce privește furnizori, în România sunt în momentul de față 130 de furnizori licențiați. Mă rog, nu știu să vă spun dacă cine sunt patronii, adică astfel de informații probabil că sunt disponibile în Registrul Comerțului sau în alte zone, dar sunt oricum 130 de furnizori licențiați, nu 14. Și rolul lor este, așa cum a zis foarte bine ascultătorul, de a face comerț, adică de a obține profit. De a obține profit, de a identifica și de a oferta prețuri mai mici. Deci trebuie să avem în vedere că anul trecut cei care au trecut în piața concurențială au obținut prețul la gaze de până la 25-30% mai mici decât prețul pe care îl aveau la foștii furnizori. Adică, da, un an de zile au beneficiat de aceste avantaje. Sunt unii care în continuare au prețuri mai mici decât, să zicem, furnizorii tradiționali care existau în România înainte. Adică asta este mecanismul care a funcționat. Pentru că prețul n-a crescut doar la cei din, nu știu, doar la 3, 4, 5 furnizori. Practic prețul a crescut în mod unitar, aș putea spune, la nivelul întregii piețe și toți furnizorii au venit cu aceste scumpiri. E adevărat, unii mai mari, unele mai mici, dar practic a existat o acțiune în masă. N-a fost și vedem că se regăsește această scumpire inclusiv la nivelul altor state europene. Mai avem un telefon în direct, îl salutăm pe ascultătorul nostru, domnul Ianculescu din București, ne sună. Salut, doamna Torghine, bună seara, domnule Chiseliță, sau bună dimineața. Bun venit la serviciul de noapte. Tot respectul pentru invitația dumneavoastră și mi faceți misiuni foarte bune, doamna. Vă mulțumesc. Torghine, întrebarea mea, aș vrea să fac vorbire despre un aspect la care nu prea se face referire, sau foarte puțin se face referire, și anume că din furnizorii la care făcea referire domnul Chiseliță, sunt doar câțiva furnizorii tradiționali care sunt și deținătorii rețelei de distribuție. Și unii rețin rețeau, unii furnizori au și rețele de distribuție, alții nu au. Și aici e o problemă, probabil, de această majorare a tarifului la energie electrică. Știți? Și mai este o chestiune în ceea ce privește rețeaua de distribuție, pe care o rețin câțiva furnizori tradiționali, nu o dăm nume, nu s-au făcut lucrări de investiții, așa încât chiar și în București sunt foarte multe avarii la rețeaua electrică, la rețeaua de distribuție. Și atunci plătim curentul care de multe ori se oprește pentru că este avaria. Fie la rețeaua de medie tensiune sau la rețeaua de joasă tensiune. Chiar în zona în care locuiesc, în sectorul 6, duminica trecută, acum două zile, dimineața la ora 3 a fost avaria la rețeaua de medie tensiune. Semafoare oprite, tot oprit. Vreo două ore. Mulțumesc mult de tot pentru intervenția dumneavoastră. Toate cele bune. Iată, da. Foarte interesantă legătura dintre distribuitori, furnizori și mai ales rețeaua pe care, iată, într-un fel sau altul, indiferent de furnizori, consumatorii primesc serviciul pentru care plătesc gazul sau electricitatea. Da, în România există 8 operatori de distribuție, practic discutăm de 8 rețele de distribuție a energiei electrice, în care, într-adevăr, sunt companii care au și activitate de furnizare. În conformitate cu legislația din România, cele două activități sunt activități separate. Activitatea de distribuție și activitatea de furnizare
este derulată prin societăți comerciale distincte, chiar dacă capitalul, să zicem, aparține aceeași firme mamă. Activitatea de distribuție este o activitate reglementată. Asta înseamnă că Autoritatea Națională de Reglementare stabilește absolut tot ce se întâmplă într-o rețea de distribuție. Stabilește ce contract, ce clauze contractuale, ce tarife, ce bani se iau. Deci totul este la nivelul activității reglementate și această reglementare o face operatorul, o face Autoritatea Națională de Reglementare. Deci ca atare, modul în care influențează prețul acești operatori de distribuție nu se poate realiza decât după ce ANR-ul hotărăște într-un fel sau altul. În altă ordine de idei, într-adevăr, problemele de natura investițiilor și mai ales de natura adaptabilității rețelei la tot ceea ce înseamnă cerințe, modificări, construcții noi, modificări de puteri și așa mai departe, sunt deficitare, sunt rămase în urmă, aspect care determină într-adevăr destul de multe căderi de tensiune, care determină zone care tensiunea nu are parametri, sau mă rog, cu energie electrică nu are parametri necesari din punct de vedere tehnic, cu diverse probleme care sunt create în ceea ce privește alimentarea cu energia consumatorilor finali. Încă o dată, deși partea aceasta de distribuție este reală și problemele tehnice sunt unele reale, modul în care operatorul de distribuție influențează prețul se poate face doar cu acordul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, iar aceste aspecte sunt limitative sau cel puțin în ultimul an a fost limitativ. Mulțumesc pentru răspuns. Mai avem câteva mesaje transmise în scris de ascultători. Iată un mesaj interesant de la un ascultător și mutăm oarecum atenția către un domeniu despre care nu am discutat. Ne scrie, cred că merită abordată în acest context și problema repartitoarelor de căldură. Potrivit legii adoptate anul acesta, acestea trebuie instalate în toate apartamentele racordate la rețelele comune până la data de 31 decembrie 2021. Termenul nu va putea fi respectat cu siguranță pentru că sunt puține firme autorizate pentru așa ceva în raport cu numărul de apartamente unde trebuie instalate dispozitivele, mai ales în București și în orașele mari. Legea prevede amenzi mari pentru nerespectarea termenului respectiv. Așa este. Discutăm de amenzi, că ați terminat cu această frază. Amenzile sunt până la 1000 de lei pentru cei care nu-și montează până în 31 decembrie aceste repartitoare. Din păcate și aici, din punctul meu de vedere, asistăm la o, să zicem, lipsă de armonizare a legislației. Obligativitatea privind construcția acestor, montarea acestor repartitoare era dată de o lege din anul 2014 și erau 6 ani de zile la dispoziție pentru acest aspect. Anul acesta s-au făcut niște modificări la lege și cumva s-a reactivat acest element într-un mod absurd în care în 6 luni de zile se crede că se poate face ceea ce nu s-a reușit în 6 ani de zile sau, mă rog, chiar în 7 ani de zile. Din păcate, așa este, sunt amenzi mari care sunt prevăzute pe această zonă și în același timp, ascultătoarea are perfectă dreptate, nu este posibil, adică nu există un număr atât de mare de firme în România care să poată să facă față unei astfel de cereri de montare într-un timp atât de scurt al acestor repartitoare. Noi am recomandat încă de la apariția acestei legi în vară, la începutul verii 2021, necesitatea de a regândi acest termen și iar regândirea trebuie să se facă în condiții, sau mă rog, ținând seama de aspectele reale, adică timp, bani, achiziție, timpul necesar, efectuării lucrării, firmele disponibile și așa mai departe. Mulțumesc pentru răspuns. Mai avem două mesaje. Iată un mesaj interesant de la ascultătoarea noastră, Cristina Marilena Eana. Felicitări pentru tema aleasă. Cu toate scumpirile, de ce trebuie să avem consumatori vulnerabili? Cu un salariu minim te limitezi. Ce faci dacă nu ai bani de pâine? Poate că este important să vorbim puțin despre consumatorul vulnerabil. L-am mai vorbit la serviciul de noapte, dar acum avem, iată, și o lege. Până acum aștepta să apară o astfel de lege. Da, practic trebuie să recunoaștem că într-o societate există și consumatori care nu au capacitatea să ajungă la energie. Și când vorbesc de această capacitate, nu mă refer doar la capacitatea financiară.
Sunt și probleme legate de posibilități de mișcare, probleme legate de anumite boli, de un anumit handicap care pot să-l ai. Și atunci, practic, toate aceste persoane trebuie încadrate într-o zonă vulnerabilă și protejată. Încă o dată, nu vorbim exclusiv din punct de vedere financiar, vorbim și din alte considerente în care un consumator poate să fie și este prevăzut prin lege să fie încadrat în zona consumatorului vulnerabil și pentru acești consumatori vulnerabili se prevăd diverse măsuri pe care societatea le prevede, mă rog, prin efectul legii, de așa natură încât ei să nu se simtă excluși din societate, să se simtă și ei parte acestei societăți, între care și această parte financiară de a li se subvenționa o parte din costurile pe care le au cu încălzirea pentru cei care consumă, eu știu, energie termică, cei care consumă gaze, energie electrică sau lemne de foc. Iar aceste subvenții sunt calculate după o anumită schemă pentru un anumit venit mediu. În fine, personal nu sunt mulțumit vis-a-vis de această schemă pentru că, în fapt, ajutorul pe care îl primesc este unul foarte mic, ținând seama de scumpirile imense care s-au produs în ultima vreme. Adică graficul de subvenționare a fost gândit pe prețurile de anul trecut. Suntem cu totul și cu totul în altă eră în momentul de față impunerea prețurilor. Dar, în fine, una peste alta, legea este în vigoare în momentul de față și vine să ajute, repet, acei consumatori care sunt undeva la marginea societății din punct de vedere al posibilităților financiare sau altor probleme pe care le iau ei în momentul de față. Și numărul lor, așa cum spune Ministerul Muncii, înseamnă circa 500.000 de consumatori la nivelul întregii Românii, ceea ce înseamnă undeva la, ce să zic eu, 0,5% din ceea ce avem în momentul de față. Adică vorbim de o grupă extrem, extrem de mică de consumatori care se încadrează în această situație a consumatorilor vulnerabili. Înseamnă că a fost foarte restrictivă această plajă de definire. Mai avem câteva mesaje, haideți să le oferim și celorlalți ascultători un răspuns la întrebările adresate. Iată, Dumitru din Suceava vă întreabă, se pot simula tranzacții spectaculoase pe piața energetică? Simula sub aspectul vânzării, cumpărării de energie sau sub aspectul acțiunilor pe care le dețin firmele? Nu ne-a dat detalii, așa că rămâne de văzut. Răspunsul, așa la modul general, întotdeauna orice piață lasă loc speculațiilor și atunci răspunsul este da, la modul general. Mulțumesc mult pentru răspuns. Din Paris, Florian Ilișei ne scrie, valabil și pentru România, munții noștri aur poartă și noi batem din poartă în poartă. Este valabil și la discuția despre gaze? Da, avem o resursă în Marea Neagră care în momentul de față stă neatinsă și într-adevăr suntem în situația de a nu avea contractate gazele pentru această iarnă și atunci se poate aplica, ținând seama de situația existentă în momentul de față, această metaforă. Mulțumesc. Ramona Rednic din Constanța ne scrie, dacă am trecut la piața concurențială și am negociat un tarif, de ce cresc facturile de la o lună la alta? În fiecare lună am plătit facturi din ce în ce mai mari pe același consum. Și în completare, doamna Mariana Paraschiv din București, pe SMS, ne scrie, pentru cei care au semnat noi contracte pe piața concurențială, contracte la gaze și energie, cresc prețurile? Le garantează contractul semnat faptul că vor avea un an de zile același preț? Deci, vis-a-vis de prima întrebare, în mod normal, o astfel de situație ar putea să apară doar dacă contractul care a fost încheiat a fost un contract cu preț variabil și prețul era racordat, să zicem, la cotațiile de pe Bursa Română de Mărfuri. E o posibilitate pe care o văd eu, pentru că altfel, dacă există un preț fix, el nu poate să crească lună de lună, cel puțin până la momentul în care se îndeplinesc acele condiții pentru care a fost stabilit prețul, el n-ar trebui să se modifice. Dar, încă o dată, este o discuție foarte generală, ar trebui să vedem contractul ca să putem să dăm un răspuns mai concret și mai exact. Față de a doua întrebare, dacă s-a semnat un contract cu preț fix necondiționat timp de un an de zile, în mod normal n-ar trebui să existe
creșteri de preț, adică orice abordare din partea furnizorului aceste creșteri de preț, repet, dacă discutăm de un preț fix necondiționat, n-ar trebui să existe astfel de creșteri de preț, iar în situația în care se întâmplă acest lucru, în mod normal ar trebui anunțat ANPC-ul, care ar trebui să constate acest lucru și eventual poate să amendeze furnizorul dacă a încălcat clauzele contractuale. Dar, din păcate, așa cum spuneam, medierea în România nu se poate face decât prin instanță, ceea ce presupune destule de multe dificultăți. Mulțumesc. O întrebare de la ascultătoarea noastră, Alexandra Tara. Ce avem de făcut dacă nu am semnat un contract cu furnizorii cu gândul vânzării locuinței sau locației actuale? Păi, haideți să luăm pe rând. Dacă vorbim de energie electrică în situația în care nu s-a semnat nimic, respectivul consumator a fost trecut prin efectul legii în zona serviciului universal și vor plăti tariful de serviciu universal, care, așa cum spunea, se stabilește odată la 6 luni, iar pe gaze naturale, tot prin efectul legii, a fost trecut în piața concurențială începând cu 1 iulie 2021, și practic se plătește un preț după cum a hotărât furnizorul, adică practic contractul, clauzele și prețul sunt la mâna furnizorului. Mulțumesc mult pentru răspuns. Dacă mai sunt întrebări, mai avem 5 minute, dacă nu mai avem alte mesaje de la ascultători, aș vrea să ne referim în minutele următoare, cum să spun, la câteva sfaturi practice, concrete, pentru cei care ne ascultă și poate că își doresc să primească niște sfaturi pentru a-și reduce oarecum consumul pe această perioadă de iarnă care se anunță dificilă din punctul de vedere al creșterilor de prețuri. Da, ce sfaturi aveți pentru ei? O luăm așa punctual și pe energie termică, și pe energie electrică, și pe gaze naturale. Deci, în primul rând, nu sunt adeptul al reducerii confortului. Adică toate sfaturile pe care le dau este ca pe cât posibil omul să-și mențină nivelul de confort într-un apartament, într-o casă. În ceea ce privește măsurile care le pot face, sunt măsuri care nu țin neapărat de niște investiții pe care trebuie să le facă și țin mai mult de un comportament. De exemplu, pentru energie termică, respectiv pentru încălzire, pe cât posibil să nu folosească încălzirea sau, mă rog, energia termică concomitent cu menținerea geamurilor deschise. În același timp să seteze o temperatură care este confortabilă, dar să nu exagereze din punct de vedere al energiei pe care o producă, temperaturii care este setată la centrală sau, mă rog, la repartitor. În ceea ce privește, de asemenea, folosirea apei calde, pe cât posibil să pornească această apă caldă doar la momentul în care este, mai zicem, în faza de, nu știu, a spăla vase, de a se spăla, a face duș și a nu lăsa ca apa să curgă, să se risipească din acest punct de vedere. De asemenea, pe energie electrică, pe cât posibil să nu lăsăm tot ceea ce înseamnă consumatori să funcționeze dacă nu avem nevoie. Eu știu, televizorul să rămână aprins, becurile să stea aprinse, nu știu, să ținem 2 frigidere în funcțiune, chiar dacă ele sunt ambele jumătate goale. Pe cât posibil să înlocuim becurile cu incandescență cu becuri de LED care presupun o reducere importantă a consumului de energie pe termen lung, adică nu neapărat în următoarele zile, săptămâni, să încercăm să ne reducem pierderile de energie printr-o izolare corespunzătoare a imobilului, bineînțeles dacă avem banii necesari pentru a face acest lucru, schimbarea ferestrelor, a ușilor, probleme legate de înlocuirea echipamentelor care sunt echipamente mari consumatoare de energie electrică sau gaze naturale cu echipamente performante, cu echipamente cu o clasă de eficiență cât mai ridicată, clasa A, dacă este posibil. De asemenea, este o măsură care trebuie să fie coroborată cu veniturile pe care le avem. Deci toate aceste măsuri sunt măsuri care pot să determine reduceri importante ale consumului de energie fără a face rabat la nivelul de confort pe care ar trebui să-l avem la nivelul secolului 21.
Dar încă o dată sunt măsuri care sunt de natură comportamentală, în care nu trebuie neapărat să investim bani. Este o chestiune care ține de comportamentul pe care îl avem noi în raport cu energia. Sunt alte măsuri care presupun investiții, investiții care de multe ori nu sunt neapărat mici, care trebuie coroborate, bineînțeles, cu bugetul familiei. Un exemplu care vi-l dau, faptul că noi lăsăm, de exemplu, în priză un televizor, un aparat de radio, un calculator, el, chiar dacă este pe stand-by, adică este oprit, el tot consumă câțiva wați, câțiva zeci de wați de energie electrică în 24 de ore și atunci indicat este pentru astfel de situații, în momentul în care nu folosim un echipament, să-l extragem efectiv din priză pentru a nu avea această pierdere de energie pe această zonă. Ultimele minute și o întrebare care, desigur, ar deschide alte două ore de discuție, dar pentru că mai avem aceste minute la dispoziție, vă adresez această întrebare și promit că într-o altă ediție poate revenim pe larg. În ce ar trebui să investim pentru a avea cu adevărat independență energetică și dacă ne putem gândi la acest concept al independenței energetice doar din perspectivă națională sau trebuie să privim integrat în context european? Cât de importantă este pentru un stat independența energetică? Înțeleg că discuția e vis-a-vis de independența energetică la nivelul României și nu la nivel individual. Exact. Din această perspectivă, să știți că noțiunea de independență energetică nu mai este o noțiune care să fie vânată de către statele lumii. În momentul de față se discută de ideea de securitate energetică și nu de independență energetică, pentru că sunt puține țări care poate să aibă astfel de pretenții de a fi independentă energetică și ca atare, și mă rog, România nu se găsește sub nicio formă în rândul acestor țări. Dar securitatea energetică reprezintă acel concept în care, practic, indiferent de temperatură, indiferent de vreme, indiferent de ora din zi sau din noapte, indiferent dacă este iarnă sau vară, este important ca un consumator sau toți consumatorii să aibă energia necesară și să o aibă la niște prețuri accesibile. Asta este conceptul modern care este folosit în momentul de față. Nu neapărat să ne propunem să fim independenți, dar să ne propunem să avem siguranța că de fiecare dată vom avea energie electrică, gaze naturale, energie termică la niște prețuri accesibile. Un astfel de concept presupune într-adevăr investiții multiple, investiții care trebuie să fie duse în zona de producție, dar trebuie să fie duse și în zona de asigurare a celor resurse care noi nu le avem în mod natural sau nu le avem suficiente în mod natural. Și vorbeam în seara aceasta de gaze naturale, care spuneam că nu le avem suficiente astfel încât să putem să trecem iarna în condiții de securitate și siguranță a livrărilor. De asemenea, resursele legate de combustibili lichizi, care în România sunt insuficienți pentru a face față necesarul, adică ideea de a gândi și metode de a ne securiza achiziția acestor resurse care nu sunt suficiente la noi în țară, totul pentru a ajunge în acea situație în care, repet, în permanență, în orice sezon, la orice oră, să avem energia necesară la niște prețuri accesibile. Este o măsură pe care multe state și-au implementat-o, inclusiv statul Americii, care a renunțat la noțiunea și la ideea de independență și și-a creionat foarte multe măsuri de securitate energetică și cred că este elementul pe care noi ar trebui să-l învățăm în primul și în primul rând. Să renunțăm la ideea de independență și să mergem către ideea de securitate. Mulțumesc mult pentru care e mai sănătoasă. Mulțumesc mult pentru răspuns și tocmai deschidem tema pentru o viitoare ediție. Iată, securitatea energetică poate fi oricând o temă de discuție importantă pentru ascultătorii Radio România Actualități. Serviciul de noapte la final, domnule profesor dr. Dumitru Chisăriță, vă mulțumesc pentru prezență și vă mai așteptăm la serviciul de noapte. Mulțumesc și eu, o seară bună tuturor. Marți seară, Felix Crainicu vă așteaptă la o ediție despre una din zonele culturale foarte greu încercate de pandemie, Teatrul Independent. Echipa acestei nopți, Luminița Voinea și Luciana Gingărașu, redactori, Raluca Goga și Ioana Popescu, regizor emisie. Sunt Maria Țoghină și în numele tuturor vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim lunea viitoare la aceeași oră pe frecvența cunoscută. În câteva momente, știrile orei 2 la Radio România Actualități. Să fiți sănătoși! Serviciul de noapte.
la Radio